fermă din județul Cluj, care cultivă doar legume organice, a găsit modalitatea perfectă de a nu rămâne în pană de clienți. Se adresează familiilor, cu copii în special, oameni interesați să consume alimente sănătoase și fără pesticide. Fermierii din satul clujean Băbuțiu mizează pe varietate și culoare. Aici avem ridic de lună, de 30 de zile, diferite culori, sunt mai atractive pentru copii și le consumă copiii ridicile în felul acesta. O modalitate de a face pe copii să mănânce mai ușor sau să accepte mai ușor legumele? Da, copiii sunt fascinați în momentul în care văd legume colorate, sunt obișnuiți doar cu cele care le văd ei, care le știe ei clasice, dar când apare ceva mai inedit, deja le plac și și-ar dori să le consume. Avem semințe de ridichi albe, galbene și roșii și le combinăm noi ca să iasă colorate. Fermierii livrează legume doar pe bază de abonamente, iar clienții primesc acasă sau la birou în fiecare săptămână un coș cu legume ce asigură necesarul pentru 7 zile. Legumele sunt mereu de sezon. De pildă, în această perioadă sunt la mare căutare ardeii, vinetele, dar și verdețurile. Mai avem încă roșii, castraveți, sfeclă, rucola, spanac, busuioc, kale, mangold, fasole verde, mai sunt încă zucchini, urmează dovleacul pentru copt. Oamenii care își doresc calitate și își doresc să mănânce sănătos, caută, chiar poate dacă sunt mai mari prețurile, nu țin cont de asta. Avem clienți care ne solicită, avem oameni care nu sunt clienții noștri, dar ar dori să cumpere de la noi și e în regulă, suntem solicitați să livrăm legume bune. Vă așteptați la o perioadă mai aglomerată acum? După începerea școlii, da. Care ar fi explicația? Se întorc copiii acasă de la bunici, se întorc oameni din concedii, lumea începe să gătească mai mult. Cei care lucrează zi de zi în serele de legume spun că mereu vin cu noutăți în coșul săptămânal al clienților și le introduc spre testare fie cartofi mov, fie salate care nu se găsesc zilnic în piețe, fie roșii cu forme ciudate. Acestea sunt roșii San Marzano, speciale pentru pastă de tomate, aduse din Italia, de pe Vezezui. Italianii, ei spun că cele mai bune roșii pentru pastă de tomate. De obicei, când am legume mai exotice, să le spunem așa, le trimit mostre. Le trimit opțional, bonus sau cadouri, să le testeze și pe urmă își cumpără. Legumele cultivate în serele din satul clujean Băbuțiu sunt mai scumpe decât cele care se găsesc în piețe. Fermierii spun că prețul e justificat de costurile mari necesare pentru culturile organice. Pentru că nu se folosesc pesticide și substanțe de creștere, producția este mai mică, iar legumele sunt evident mai gustoase, exact ca cele din grădinile bunicilor.